Bună ziua, dragii mei! Am zis că revin cu o mică înregistrare, scurtă, lungă, vedem cum o fi, în care vreau să prezint acest eveniment care a început să se manifeste. Da? Este în culmea manifestării pe 26. A început să se manifeste deja. Eclipsa de lună plină din Săgetător. Eclipsa de lună plină din Săgetător va avea... Se va manifesta în primele grade, am impresia gradul 8, dacă nu greșesc, posibil oricum primele 10 grade din Săgetător. După cum știți, luna plină este în opoziție cu soarele. Când soarele este într-o anumită zodie, luna plină este în zodia opusă, da? Ei, și în această perioadă se va manifesta și eclipsa. Eclipsa aduce și evenimente, surpriză și situații intense, neprevăzute, despre care eu personal n-aș vrea să fac predicții, însă aș vrea să înțelegem în general, în funcție de poziția, casa, zodia în care pică o anumită lună plină, un anumit eveniment complex planetar sau eclipsă, aș vrea să înțelegem și din perspectiva caselor zodiacale. Adică, pentru unii se va manifesta această eclipsă în casa a doua, pentru alții în casa a cincea, pentru alții în casa a zecea și în funcție de casă, anumite evenimente sau situații sau stări vor fi revelate și resimțite. Pentru asta trebuie să vă cunoașteți ascendentul și evident că ar fi frumos să vă cunoașteți și celelalte planete ca să vedeți dacă se întâmplă vreo conjuncție între lună, eclipsa respectivă de lună și alte planete pe care le aveți, de tranzit sau natale. Dacă nu e conjuncție, poate să fie trigon, poate să fie cuadratură, cum de fapt este și în tranzit acum, pentru că această eclipsă de lună face cuadratură cu Jupiter în pești și interesant că și Jupiter este guvernatorul Săgetătorului și atunci se amplifică anumite stări. În primul rând se amplifică confuziile, pentru că există luna. Luna în general creează confuzii. Zodia peștilor este recunoscută pentru stările confuze emoționale, dar există și aspectul frumos, pozitiv al momentului, spiritualitatea. Cred că cel mai mult câștigăm la capitolul spiritualitate și poate unii dintre noi la alte capitole. Depinde ce case sunt marcate. Poate să fie și la capitol financiar, poate să fie și Jupiter aduce bani, aduce noroc în ceva, poate să fie și la nivel creativ, copiii să ne aducă bucurie sau anumite aspecte care țin de creativitate, de copilărie. În fine, ideea este că luna e în opoziție cu soarele când este luna plină. Soarele este în gemeni. Soarele teoretic ar trebui să fie acum foarte rațional și să ofere soluții. Și să oferă soluții la această confuzie emoțională care se creează, dar luna în cuadratură cu Jupiter, în pești. Și pentru asta, ca să găsim soluții, trebuie să fim în echilibru. Am zis și la cealaltă înregistrare, să ne împământenim și nu neapărat să hiperanalizăm, să găsim potențiale practice la anumite idei, la anumite stări. De exemplu, dacă vă simțiți un pic îndrăgostiți, vedeți cum transformați această energie. Dacă vă simțiți nehotărâți, așteptați până puteți lua, evident că nu e chiar momentul potrivit să luați o hotărâre. Dacă vă simțiți inspirați într-o anumită zonă, explorați-o mai ales dacă ține de creativitate și de spiritualitate. Dacă sunt chestiuni care țin de legalitate, mare grijă ca să nu accentuați starea de confuzie și de risc. În fine, nu știu cât de clar oi fi fost. Haideți să vedem. Acum, dacă aveți ascendent în berbec, da? Dacă aveți ascendent în berbec, luna aceasta pică în... Nu, hai să facem altfel. Dacă aveți ascendent în Săgetător, da? Dacă aveți ascendent în Săgetător, aceste lucruri, sau chiar sfârșit de Scorpion, început de Săgetător, luna aceasta pică chiar pe prima casă a personalității, a fizicului.
Acolo s-ar putea să aveți voi niște confuzii, unii dintre voi, legate despre fizicul vostru, că sunteți mai frumoși, că sunteți mai urâți, iar confuzii, da? Legate de aspectul vostru fizic. Poate vă închipuiți că sunteți, nu știu, într-un anume fel și de fapt voi nu sunteți chiar așa. E o chestie, da? E iluzie. Și dacă e prima casă, poate să țină și de caracterul vostru, iar ar fi bine să analizați cu soarele în gemeni, să analizați cât de cât corect în relație, să vedeți ce fel de relație aveți și dacă într-adevăr impresia pe care o aveți despre fizicul vostru, despre caracterul vostru, despre personalitatea voastră este chiar corectă, pentru că în funcție de relațiile pe care le manifestați, vedeți. Chiar așa sunt atât de bun de bună încât e normal să mă port într-un anume fel cu X, cu Y. Dacă relațiile nu sunt tocmai bine, înseamnă că posibil această lună plină și această eclipsă să aducă în față, să vă ajute să vă vedeți într-o lumină adevărată. Înțelegeți? Deci dacă aveți probleme în relații, vedeți de ce aveți de fapt probleme în relații. Când voi până acum vă considerați foarte buni, că e optimismul săgetătorului, da? Vă considerați foarte buni și totuși relațiile n-au fost bune, da? Au fost trecătoare sau au fost karmice sau eu știu cum au fost. Deci o analiză acum. Iar dacă aveți impresia că fizicul vostru într-un anume fel, încercați și analizați-vă reușita, analizați-vă ceva, în așa fel încât și înțelegerea să fie cât mai aproape de adevăr. Un pic, nu sunt obișnuită să fac înregistrările în natură, deși îmi place foarte mult cum cântă această pasăre, mă și distrage. Sper să reușesc să mă concentrez, apropo de concentrare și de confuzie. Am zis, prima casă poate să fie și casa fizicului și atunci poate să fie o poziție cu casa sănătății, oarecum, nu doar a relațiilor. Poate aveți impresia că sunteți într-un anume fel, negativ sau pozitiv, și sănătatea sau locul de muncă să dea semnale exact opuse, da? Analizați. Dar dați-vă timp la această introspecție, pentru că, deși vor fi semnale foarte subtile, poate chiar pe calea visului, sau veți simți pe corpul fizic anumite lucruri, acestea trebuie analizate în timp. Zic în timp pentru că este quadratura cu Jupiter, care creează niște problemuțe. Ok. Dacă aveți ascendent în Capricorn, nu, am zis săgetător, Capricorn. Dacă aveți ascendent la gradele de final al săgetătorului și începutul Capricornului, această eclipsă, această lună plină, vine pe casa 12 a necunoscutului. Aici chiar va fi accentuată starea de visare și de disponibilitate, receptibilitate pentru mesaje subliminale, mesaje pe calea visului, rugăciune. S-ar putea să primiți niște mesaje divine într-o anumită formă, pentru că această casa a 12 înseamnă necunoscută, înseamnă și legătura cu spiritualitatea, veți primi niște informații, clar. Poate informațiile să fie și chiar reale, dar să vină într-o formă a necunoscutului, de la cine nu vă așteptați. Sau într-o formă la care nu vă așteptați. E o chestiune care ține de necunoscut, de spiritualitate, de visare, de explorare ale unor subiecte pe care nu le-ați explorat de ceva timp și trebuie clarificate. Asta pentru că este lună plină. Trebuie clarificat ca să puteți să începeți un ciclu de eliberări și să vă pregătiți pentru manifestările viitoare. Eu cred că la capitolul ăsta capricornii sunt câștigați. În general, când avem potențial spiritual și creativ, suntem mai câștigați de cei care au potențial material. Din punctul ăsta de vedere, eu zic că zodia voastră este în avantaj. Sfârșit de săgetător, început de capricorn. Apoi, pentru cei care aveți ascendent, sfârșit de capricorn, început de vărsător.
Asta înseamnă că această lună plină intră pe casa 11 a prietenilor, a legăturii cu masele, relații generale, eventual relații la distanță, le înțelegeți altfel. Relațiile cu prietenii, ajutorul pe care îl puteți avea sau iluziile pe care vi le creați referitor la prieteni, la anumite relații care sunt la distanță. Da? Și în momentul în care le înțelegeți altfel, puteți să vă și eliberați de ele, că poate ați ținut foarte mult la niște prieteni, la niște cunoștințe care sunt foarte departe, sunt foarte dragi, dar degeaba sunt acolo dacă voi nu puteți să manifestați în realitate anumite lucruri. Pe unii s-ar putea să vă inspire, eventual, fiind totuși un aspect care ține de săgetător, da? Pe casa 11-a, să vă inspire cum să ajutați oamenii și cum să vă implicați în anumite vindecări colective. Mm-hmm. Dar, evident că lucrurile acestea pot fi mult mai complexe dacă vă știți, repet, pozițiile planetare natale, în tranzit, în tranzit în harta voastră, nu vorbesc de tranzitul general colectiv, da? Deci, ceea ce explic eu acum este foarte minion în comparație cu explicațiile complexe și mesajele complexe pe care le-ați putea afla dacă vă știți harta natală și, în fine, mai multe. Acum, dacă aveți ascendent în sfârșit de vărsător, început de pești, asta înseamnă această lună plină, această eclipsă să fie pe casa carierei. Casa carierei. Și aici este problemuța. Să nu aveți niște iluzii, unii dintre voi, în legătură cu o anumită carieră sau poate să înțelegeți iluziile pe care vi le-ați făcut într-o anumită direcție. Posibil să, iar repede, mulți de planetele voastre să vă ajute să vă schimbați ceva în carieră, pentru că în momentul în care înțelegem iluziile și confluziile, putem să acționăm ca atare într-o direcție mult mai reală, nu? Dar, repet, lucrurile acestea vin în timp, nu peste noapte, nu în noaptea eclipse sau de lună plină, da? Într-o anumită perioadă, în perioada asta, vedeți și cum se potrivesc și etalările personale și etalările colective la care, eu știu, pe care le ascultați. Mesajele cum vin, da? Deci pe casa carierei, a imaginii publice, da? Cum vă prezentați voi în public? Poate că unii dintre voi, iar dau un exemplu, vă prezentați foarte spirituali, foarte generoși, foarte altruiști și totuși aveți, dau un exemplu, aveți niște probleme personale încă de rezolvat, legături karmice, eu știu, situații complicate, da? Nu că ar fi în opoziție, nu asta, pentru că e în opoziție casa, relații karmice cu casa sau situații de familie care trebuie clarificate și care v-au îngreunat eventual cariera sau v-au întârziat sau v-au obligat să alegeți într-un anume fel și acum va trebui să alegeți corect, da? Și direcția spirituală și cariera. Am dat așa ca un exemplu, că poate sunteți profesor spiritual și încă mai aveți. E normal, nu înseamnă că dacă nu. Chiar este o iluzie în care mulți oameni trăiesc, și ucenicii, și studenții, și ascultătorii profesorilor spirituali. Au impresia că profesorii spirituali nu au probleme. Nu, au impresia că ei nu au probleme, eventual că n-au trecut prin probleme. Și iar este o iluzie pe care poate, interesant cu mine și mesajul acum, poate chiar a trebui explicată celor care vă ascultă. Dom'le, nu înseamnă că dacă eu predau, nu mai am și eu alte probleme de rezolvat. Aici o chestiune care ține de sinceritate, apropo de Jupiter în pești, în quadratură cu Luna, da? Și cu planetele în gemeni, care țin de comunicare. E o chestiune de, și sunt în quadratură, da? Gemeni, pești și săgetător pești. E o chestiune care ține de comunicare. Spuneți și celor care învață de la voi ceva, o profesie sau eu știu ce, că voi încă mai aveți ceva de rezolvat, că ați trecut prin niște situații la fel de complexe, că poate nu le-ați rezolvat doar o parte, nu știu cât la sută, 20, 50, 60, nu știu cât, nu contează procentajul, da? Este să împărtășiți faptul că și voi mai aveți de lucru la această cale. Pentru că totuși suntem oameni, nu,
chiar dacă unii au evoluat mai mult spiritual, alții mai puțin, vorbim de spiritualitate, pentru că sunt aceste quadraturi săgetători pești, chiar dacă unii au evoluat mai mult spiritual decât ceilalți, totuși suntem oameni și avem karmă foarte, foarte grea și foarte... Toți avem karmă grea, pentru că am acumulat din multe vieți anterioare. Și chiar dacă faci vindecări, chiar dacă faci purificări, chiar dacă faci eliberări, încă mai ai de rezolvat din nu știu câte vieți anterioare. Da? Sper să fie clar. Încercăm cât putem. Oricum, chestii de carieră, de imagine publică, dacă vrei să fiți înțeleși corect, și poate să fie imagine negativă sau pozitivă. Știți bine că și mari profesori spirituali, cel mai mare este Iisus pentru mine, dar a fost acuzat de hoție, de minciună, de nebunie, ca să continuă ideea și să înțelegeți. Deci s-au creat niște confuzii la nivelul ăsta și multe sunt datorate iluziilor pe care cei mai mici sau cei care încă n-au ajuns la o anumită poziție nu înțeleg că dacă ești acolo, ești pentru că ai trecut, nu te-a pus Dumnezeu direct în poziția de profesor, direct într-o poziție de mare noroc. Nu, norocul se câștigă prin în timp, printr-o îndelungă luptă și transformare. Eu așa consider. În fine. Deci, continuăm. Cei care au ascendat la sfârșit de pești, început de berbec, au această lună plină, această eclipsă în casa nouă a spiritualității. Iar este și nu doar a spiritualității, a educației, nevoia de a vă educa sau veți primi niște informații, veți înțelege. Teoretic ar trebui să înțelegeți mai devreme sau mai târziu, în această perioadă se întâmplă procesul, da? De înțelegere, de ieșire din confuzie, ieșire, adică eliberare de confuzii și înțelegere cu acest soare din Gemeni. Să înțelegeți dacă sunteți suficienți de educați, dacă vreți să vă mai educați, pentru că această casa nouă nu înseamnă doar spiritualitate, înseamnă și educație. Adică educație superioară, master, doctorat și alte studii superioare, nu liceu doar. Liceu reprezintă casa a cincea, a treia, dar casa nouă reprezintă studii post-universitare. Deci pentru unii poate să fie acolo, ori intrați la niște cursuri de master, eu știu, doctorat, rezolvați niște chestiuni care țin de educație, eventual unii vreți să vă încadrați într-o poziție de profesorat, da, de ghid pentru unii, nu pentru toată lumea, depinde de harta natală, pentru alții, pentru casa nouă înseamnă călătorii peste hotare, iar vreți să explorați anumite culturi, anumite tradiții, să călătoriți peste hotare mai aproape de cineva, variază, repet, în funcție și de harta personală și de multe alte lucruri. Casa nouă, am zis, a spiritualității. Unii? Doamne ajută, pentru că este nevoie de multă clarificare în această zonă. Sunt multe direcții spirituale sau, mai bine zis, în ghilimele, ba nu în ghilimele, cum se scrie și în Biblie, sunt mulți falși profeți. Unii veți putea discerne la un moment dat, după ce treceți prin această energie, prin acest portal, să zic, veți putea discerne între falși profeți și cei care, într-adevăr, oferă sincer niște mesaje importante pentru evoluția voastră și altora. Cum am zis, un pic se leagă și de mesajul anterior pentru zodia, pentru cei cu ascendent în pești. Acum depinde dacă sunteți la cuspidă sau aveți acolo ceva planete, că în general avem planete în zodia vecinătate. Veți înțelege care direcție spirituală este, să zic, sănătoasă sau este sănătoasă pentru voi și unii care poate n-ați avut deschidere către spiritualitate, acum veți simți mai mult această dorință, mai ales pentru că Jupiter intră în casa 12-a, iar a necunoscutului și a spiritualității. Eu cred că foarte mulți cei cu planete sfârșit de pești, început de berbec, vor fi marcați la capitolul spiritualitate și trezire spirituală.
În fine, am vorbit despre călătorii peste hotare, am vorbit despre educație, pot fi și multe alte lucruri, evident, dar măcar o parte au fost amintite. Repet, discerneți între confuzie și realitate. Următoarea zodie ar fi... Următoarea zodie, ce cu care aveți ascendent la sfârșit de berbec, început de taur, înseamnă că aveți... Aveți... Da, aveți această eclipsă, mă gândeam la altă poziție, o să... Făceam un pic confuzie cu ascendentul în zodia leului, pentru că Jupiter pică acolo în casa 8-a, dar nu e vorba de Jupiter în pești, este vorba de eclipsa de lună din Săgetător în casa voastră 8-a. Iar niște confuzii, sfârșit de berbec, început de taur, da? Ce cu ascendent aici? Aveți această eclipsă lună plină în casa 8-a, a banilor. A banilor, a căsătoriei, adică în ce sens? Nu a contractului, contractul reprezintă casa 7-a, ci a ce se manifestă în contract, căsătorie sau job, da? Casa 8-a, casa 8-a a banilor, a transformării, vă va transforma foarte mult această eclipsă și bine ar fi să vedeți în spatele iluziilor și să vă transformați în direcția corectă, că altfel riscați să vă transformați într-o direcție nepotrivită. Eu zic că totuși veți avea niște... energii care vă vor susține în direcția bună, pentru că până la urmă Uranus ăsta care a intrat deja pe casa voastră a 12-a sau a 1-a produce mari schimbări de câțiva ani de zile, da? Adică răsturnări de situații karmice. Da, de iluzie, apropo, de iluzie. Iluzia că dacă sunteți într-o anumită relație sau trebuie să țineți de o anumită relație, că așa a zis familia, așa v-a învățat părinții, așa e frumos în societate, da? Eu cred că, în general, veți alege direcția cea bună pentru că zdruncinările, trezirile s-au produs la voi de câtva timp, de un an, doi, poate chiar de mai mult timp, da? Și acum înțelegeți în profunzime niște chestiuni care țin eventual de... din niște emoții foarte intense pe care le-ați trăit până acum. Pe care le-ați trăit până acum. Zic intensii ca să nu zic obsesive, pentru că această casa 8-a reprezintă și obsesii. Nu doar bani, nu doar transformare, da? Iar este o chestiune interesantă, cum vine mesajul, o chestiune care ține de iluzii. Obsesii care țin de sexualitate, ca să obțin înseamnă și sexualitate și bani și multe alte lucruri, da? Veți înțelege lucrurile astea dintr-o altă perspectivă. Rămâne de văzut în cât timp. Dar fiți atenți la semnale. Bani, da? Că fiind pe casa 8-a, bani, moșteniri, poate pierdeți, poate câștigați. Rămâne de văzut ce alte aspecte aveți care vă susțin către câștig sau care vă susțin către pierdere. Deci, bani, moșteniri, obsesii, adicții, sexualitate, familie, chestiuni de genul ăsta. Evident, mesajele sunt foarte scurte și foarte... simplificate. Următoarea ar fi sfârșit de taur, început de gemeni, da? Sfârșit de taur, început de gemeni, asta înseamnă această eclipsă de lună va fi pe casa 7-a a relațiilor și veți înțelege unii dintre voi de ce ați experimentat anumite relații. Unde este iluzia? Unde este speranța adevărată? Unde o găsiți? Asta pentru că am impresia, dacă nu greșesc, eu n-am nicio schiță și de-aia vorbesc un pic mai încet, n-am nicio schiță. Am impresia că și Jupiter intră pe casa 10-a a carierei și acolo trebuie să înțelegeți voi. Ce vă susține, ce relații, contracte vă susțin în carieră și ce relații vă țin pe loc. Pentru că este și un Neptun în casa 10-a, da, a carierei, iar iluzie sau spor, Jupiter.
Relațiile sunt foarte importante pentru voi în această perioadă. Poate că unii, poate, nu toată lumea, evident, depinde de harta natală. Ați avut multe relații și nu înțelegeți de ce nu aveți stabilitate. Aici cred că vor fi niște răspunsuri care trebuie găsite, da? Sau dimpotrivă, ați avut relații care v-au ținut pe loc și vreți, simțiți nevoia să explorați lucrurile din noi perspective. Jupiter, săgetător, da? Simțiți nevoia să vă dezvoltați noi abilități, eventual, să înțelegeți. Poate dorința de a avea relații cu personaje din alte culturi, care nu sunt ale voastre, da? Relații care țin de... sau relații pe care le-ați avut cu personaje la distanță, peste hotare. Aici este marea problemă, da? Gen relații online. Cât sunt de practice și cât sunt de iluzorii. Iar, în timp, cât te vizitezi odată de dor, dar ce poți să creezi când relația este la distanță, da? Sunt niște lucruri la care trebuie să vă gândiți. La fel și contractele de muncă, da? Nu vorbesc doar de relații de familie sau de iubire sau eu știu de care, da? Și contractele de muncă. Cât poți să câștigi într-un contract care te ține departe de casă sau... În fine. E o chestiune care ține de străinătate, de relații, de contracte, care, evident, că va fi explorată de voi în diferite perspective. Hai să mai vedem care am ieșit. Cei care aveți ascendent în sfârșit de gemeni, început de rac, nu? Voi aveți această lună, eclipsă de lună, în casa a șasea, a sănătății, mare grijă, și a jobului, a ritualurilor de zi cu zi, care vă aduc într-un anumit fel mai aproape de ceea ce doriți voi să creați ca și carieră, nu? Jobul nu ca și contract, ce ați semnat pe hârtie, ce ați stabilit, ci ceea ce reușiți să faceți în fiecare zi, da? Iar poate să fie ritualul de zi cu zi pe care îl manifestați acasă, nu neapărat la job, da? Pentru că nu înseamnă doar job, înseamnă și casă, cum vă întrețineți voi viața. Și sănătate, și dușmanii vizibili. Acolo iar veți avea, ar trebui să discerneți între iluzie și adevăr. Între iluzie și adevăr. Ce ritual ce faceți voi zi cu zi, da? Vă susține în a deveni ceva. Ce vreți voi? Ce stil de viață vă susține sănătatea? Ce stil de viață vă susține dezvoltarea profesională? Ce stil de viață vă susține educația? Pentru că pică pe casa săgetătorului toată treaba asta și poate vreți să vă educați, poate vreți să predați, da? În Jupiter, totuși, să explorați niște lucruri. Da, educație, cred că, în mod special, pentru că Jupiter s-ar putea, din Pești, s-ar putea să atingă mai mult casa a noua și atunci cuadratura se face cu casa a noua a spiritualității și a educației. Adică casa a șasea a muncii și a acțiunilor de zi cu zi, din oră în oră, da? Programul pe care le avem în fiecare zi sau săptămânal, cum vă susține în această direcție? Să vă educați, să creșteți spiritual, profesional, să vă explorați și în alte perspective culturale? Da, asta cred. Așa, asta simt eu că este mod special pentru voi. Bine, repet, nu analizez din punctul de vedere al întregului tranzit planetar colectiv, pentru că sunt și tranzitele planetare personale, sunt și hărțile natale personale sau de progresie care pot influența. Dar pe scurt, cam la asta ar trebui să limităm în funcție de ascendent. Acum, cei cu ascendent sfârșit de gemeni început de leu, nu? Sfârșit de gemeni început de leu. Casa 5-a, acolo se așează această
eclipsa de lună, această lună plină în casa a cincea. Interesant că e și pentru mine, că eu am început de leu acolo, am ascendentul. Acum eu analizez din punctul meu de vedere, pentru că știu planetele. La mine, această eclipsă de lună se pune pe Neptun. Neptun care e însăgetător și evident că va crea cuadratură cu Jupiter. Dar pentru că eu știu harta natală, eu vreau să explorez această energie fiind pe casa a cincea din perspectiva creativității, da? Pentru că sunt artist și vreau să lucrez ceva în mod special, ce mi-am dorit de mai mult timp. Și mai ales pentru că am făcut și o pauză din niște motive de sănătate. Da? Deci eu simt că această eclipsă pe mine și această lună plină mă ajută să explorez creativitatea, fiind pe Neptun, ocolesc confuziile, iluziile care sunt create într-o anumită zonă care ține de casa a cincea, imediat o zic, și tot acest potențial îl trimit într-o zonă a creativității. Acum rămâne de văzut ce vreți voi să faceți. Ideea este că această casa a cincea ține și de un povești de dragoste, da. Eu știu că dacă e Neptun acolo, sunt iluzii, da? Și pentru că știu că sunt iluzii, încerc să mă mai țin cu capul pe umeri și picioarele pe pământ. Dar iluziile nu le pot ocoli în totalitate, da? Și stările emoționale nu le pot ocoli. Dar ce pot să fac? Repet, pentru că îmi cunosc harta natală, este să le transform în artă. Acum depinde de voi ce aveți acolo. Poate aveți un Mercur, poate aveți Saturn. Iar variază de la om la om ce aveți în această casă a cincea și cum reușiți să folosiți voi acest potențial și să evitați confuziile și să evitați iluziile. Repet, se accentuează pentru că e și Jupiter în pește, dar Jupiter în pește aduce și spiritualitate și speranță că va fi mai bine. Fiind pe casa a cincea, iar ține de educație într-un anume fel și de copii, nu doar de aventuri, nu doar de dragoste, iar copilăria, poate copiii veți înțelege, interesant, veți înțelege anumite aspecte ale personalității copiilor voștri, dacă aveți copii, da, majoritatea oamenilor au copii și atunci înțelegeți lucrurile, de ce vi se pare că un anumit copil se poartă într-un anume fel sau ați avut voi poate o preferință pentru un copil, iar eu dau așa variante, rămâne de văzut ce înțelegeți voi. Copii, educație generală, nu neapărat facultate, să zicem, iar casa 5-a ține și de educație, de facultate, de dorința de casa 5-a ține și de ego și de dorința de a ieși în evidență, într-un anume fel, dar e natura noastră egotică. Aici trebuie să înțelegeți unii dintre voi, mai ales dacă aveți ascendent la sfârșit de rac început de leu. Casa 5-a, a ego-ului. Să vă înțelegeți ego, iluziile în care v-a împins acest ego. În multe lucruri. Rămâne, repet, dacă v-ați ști și planetele pe unde sunt, în întreg zodiacul, ați vedea mai bine cam pe unde bate, de exemplu. Dacă aveți o opoziție în gemeni sau dacă aveți, eu știu, cuadraturi sau trigoane, da? Deci ego-ul, iluzia ego-ului. Iluzia că vă e frică sau iluzia că nu vă e frică, iluzia că meritați atenție sau că nu meritați atenție, că vreți să fiți în umbră, variază de la un la om. Da? Nu, casa a cincea nu înseamnă doar aventuri, nu înseamnă doar iubiri, înseamnă mult mai mult. Ok, următoarea ar fi sfârșit de, dacă aveți ascendent, la sfârșitul zodiei leului și început de fecioară. Asta înseamnă că vă pică eclipsa în casa a patra. În casa a patra, luna, în casa a patra, este foarte intensă. Este foarte intensă și cred că aduce foarte multă emotivitate. Aș putea să adaug tocmai la voi un mic detaliu, că de fapt săgetătorul în primele mai multe grade, de fapt, este guvernat de zodia scorpionului din perspectiva astrologiei vedice. Deci, oricum, emoții foarte intense în casă. Acolo veți înțelege, repet, în funcție și de planetele pe care le aveți, ce iluzii v-ați creat referitor la casă, familia din care vă trageți, da? Familia pe care vreți să vă creați, căminul pe care îl aveți, impresia că poate aveți stabilitate într-un anumit cămin și de fapt nu este acolo, iar trebuie să vă știți harta natală. Relațiile cu mama, casa a patra, înseamnă relația cu mama. Relația cu aspectul vostru feminin, femeia divină din voi,
mama din voi, chiar dacă sunteți mame, chiar dacă nu sunteți mame. Da? Sau aspectul matern, că puteți să fiți bărbați și să aveți un aspect matern mai special. Înțeles sau neînțeles? Exagerat sau neexagerat? Iar o chestiune care ține de mamă, maternitate, cămin, casa patra. Familie. Arborile genealogic. Da? Sfârșit de leu, început de fecioară. Așa, și sfârșit... Sfârșit de leu sau început de leu, iar aveți, am uitat să zic la poziția anterioară, dar adaug acum. Depinde de ascendent, la ce grad aveți ascendentul. Jupiter în pești ar putea pentru unii să pice în casa 8-a a banilor și a moștenirilor. Iar depinde și de planetele pe care le aveți, dacă veți beneficia de acest ajutor sau va trebui să vă munciți un pic mai mult ca să atrageți beneficiile acestui aspect. Adică lucrurile vor merge de la sine, da? Primiți moștenirea sau banii mai ușor sau trebuie să vă zbateți pentru ei. Interesant că este și aspectată casa 4 și casa 8, da? Amândouă semne de apă. Amândouă țin de moștenire. Una ține de moștenirea genealogică, alta de moștenire financiară. În fine. Amândouă aspectate. Dar depinde de grad. E o diferență foarte mică. Poate să fie început de leu, sfârșit de leu, iar sau la jumătatea zodiei. Depinde. În fine. Ce ar mai fi? Ar fi următoarea. Următoarea ar fi... Să nu trec la următoarea. Cei care aveți în continuare această eclipsă pe casa a patra, poate să puteți să înțelegeți niște aspecte care țin de sănătate, care vine pe... filiera maternă, moștenire de boli, de karma, moștenire de karma, de la mama, de la mătușa, filiera maternă. Acum, cei care aveți ascendent, sfârșit de fecioară, început de balanță, această eclipsă vine pe casa a treia comunicării și iar... iluziile care apar pentru că e quadratura cu Jupiter, dar iluzii care pot fi înțelese și din punct de vedere spiritual și pot fi transformate într-un mod creativ, da? Așa zic eu, că pot fi transformate. Dar repede, depinde ce alte planete aveți și ce aspecte se fac cu cartea voastră personală, natală. Și nu doar creativitate, poate să fie și educație, poate să fie și drumuri, comerț, chestiuni care țin de comerț, de câștig, de... Mercur, de câștig pe care îl manifestați prin comunicare sau prin abilitatea voastră de a face schimb de lucru, de obiecte, tipic, da, gemenilor, casa a treia. Iar confuzii și iluzii pe care a trebuit să le înțelegeți referitoare la frații, surorile voastre, vecinii. Asta e casa a treia, da? Casa a treia. Poate aveți impresia că, eu știu, niște vecini sunt într-un anume fel și, de fapt, veți înțelege că sunt altfel, da? Aveți impresia că sunt de treabă și, de fapt, nu sunt de treabă. Și exact aia care îi considerați neserioși, aceia sunt serioși, să nu vă deranjează, da? Un exemplu. Am zis de educație. Educația aceasta primară generală, casa a treia, pentru că în opoziție este educația post-universitară, este casa a noua. Casa a treia ține și de educație. Poate că unii vreți să explorați anumite subiecte, să vă educați în anumite direcții. La nivel general, da? Etapa întâi. Ucenici sau informații generale și apoi treceți la nivel avansat sau eu știu mai de care. Casa a treia. Iar am zis de transport, de călătorii, călătorii scurte, nu peste hotare, prin țară sau prin zonă, iar o chestiune care ține de călătorie, iar iluzii, înțelegeți lucrurile altfel, eliberări de niște confuzii. Aici este că e luna plină și se fac eliberările. Ne bucurăm de ce am manifestat până acum, da? Și ne eliberăm de ce ne-a ținut pe loc în calea manifestării, eu știu, mai rapid de anumitor lucruri frumoase. Acum, ce urmează? Cei care aveți ascendent, fecioară balanță, nu? Fecioară balanță. Da, fecioară balanță este casa...
dar cu ce am început? Am început scorpion săgetător, da? Fecioară balanță. Fecioară balanță intră pe casa a... a doua. Am zis fecioară balanță, uite că m-am încurcat. Dacă mă repet, sper că nu, oricum. Cuspida... Da, fecioară balanță este casa a doua. Dacă greșesc, mă corectați. Că tot explicând și neavând nicio hârtie, probabil că mai am pierdut și firul. Fecioară balanță. Nu, cred că am vorbit de fecioară balanță. Totuși, balanță, dacă e balanță scorpion... Balanță scorpion, aceasta, da. Cred că aici am rămas, la balanță scorpion. Cei care aveți ascendent în balanță scorpion, această eclipsă pică pe casa a doua, a banilor, a posesiunilor, a dorinței de a avea ceva, a ceea ce sunteți prin ceea ce acumulați. Iar nu știu de ce, adică nu că nu știu... Sper să-mi fac timp să explic o dată când o să vorbesc despre casa a doua. Am înțeles că această casa a doua ține și de granițe. Felul în care vă protejați voi ceea ce aveți. Deci casa a doua a banilor. Poate că aveți unii dintre voi, ați avut niște iluzii cum să faceți bani sau n-ați înțeles cum să faceți bani. N-ați înțeles cum să vă găsiți stabilitatea. Pentru că e totuși o casă care ține de stabilitate. Stabilitate pe materialitate. Acolo sunt niște confuzii, niște iluzii. Poate v-ați concentrat foarte mult pe bani și, de fapt, este o iluzie, trebuie să vă concentrați pe spiritualitate. Iar e o chestiune, cuadratură, da? Lună, Jupiter. Confuzie și creștere spirituală, da? Casa a doua a senzualității, pentru că este o casă care ține de zodia Taurului, iar casa a doua este destul de senzuală. Și ar putea că ați explorat senzualitatea voastră dintr-o perspectivă prea pământeană și acum unii dintre voi ați înțeles iluzia acestei, eu știu, acestui stil și vreți să explorați latura voastră fizică, senzuală și dintr-o altă perspectivă spirituală, emoțională și spirituală. Pentru că am zis, zodia Taurului reprezintă și latura noastră senzuală. Nu doar nevoia de a avea bani, nu doar nevoia de a avea stabilitate. Iar, să nu uit și să nu închei până nu zic și despre un alt lucru. Casa a doua reprezintă simțul valorilor. Cum vă apreciați pe voi, ce apreciați în mod special în viață. Deci, valoarea. Care sunt valorile cele mai importante pentru voi? Și aici este o iluzie. Poate ați avut impresia că valorile cele mai importante sunt banii, da? Pentru că această totuși eclipsă pică la început de zodia săgetătorului și, repet, cum am mai spus la o altă poziție, este guvernată de zodia scorpionului din perspectiva astrologiei vedice. Și atunci, ce este de valoare pentru voi? Banul sau transformarea spirituală? Banul sau... legătura cu divinitatea, legătura cu materialul, cu natura sau legătura cu spiritul vostru, cu eul vostru superior. Asta pentru că există cuadratura în pești, cu Jupiter. Ce este de valoare? Ce este mai valoros? Un om care are bani, care are mașină, care are carieră sau un om care are creștere spirituală, are înțelegere asupra lucrurilor? Cine este mai valoros? Aici este. Apropo de valori, nu doar de posesiune, nu doar de felul în care faceți bani, da? Casa a doua, a valorilor. Ceea ce aveți. De fapt, ce ne dă valoare? Ceea ce avem sau ceea ce suntem? Știți? Aici este jocul, aici este iluzia pe care unii trebuie să o înțelegeți. Îmi place așa de mult să stau în natură. Sper că am fost suficient de coerentă, pentru că mă trage spre natură, în afara camerei și spre natură și păsările astea care cântă și... Draga energie pe care o simt în jurul meu mă distrage de la energia aceasta tehnică, uraniană.
Într-o fel e bine. De-aia am și spus data trecută, încercați și conectați-vă cu pământul, dar în sensul frumos al acestei conexiuni. Nu să deveniți materialiști, pragmatici, obsedați de stabilitate, ci să beneficiați de această energie pe care ne oferă pământul, plantele, da? Care ne încarcă energie. Bine, cred că am atins cam toate punctele așa pe scurt, toate zodiile, am explicat pe scurt cam cum afectează această eclipsă pe cei cu un anumit ascendent, că în funcție de ascendent avem și casele. Restul planetelor ar trebui să le știți și să vedeți ce alte aspecte se mai fac în harta voastră natală. În fine, sper că a fost de ajutor, sper că am fost coerentă și să ne auzim cu vești bune și frumoase. Numai bine! Ciao, ciao!